Bună tuturor și bine ați revenit pe canalul meu! Eu sunt Silvia, iar astăzi am revenit cu unboxing-ul campaniei nouă de la Avon. Acesta este catalogul din care am plasat comanda, care s-a prelungit de vreo 3 ori din câte știu eu, ultima dată fiind și cea valabilă, să zic așa, adică 2 iulie. Eu am plasat comanda în data de 9 pentru că majoritatea produselor pe care le aveam în comandă nu erau pe stoc, astfel că am zis să fie toate pe stoc. Și am așteptat până pe data de 9, am plasat comanda și mi-a venit astăzi, fiind sâmbătă când filmez eu. Cutia este desfăcută pentru că am mai încercat să filmez, însă sper că nu vă deranjează, așa că o desfac și revin. Am aici factura care nu cred că vă interesează. Pe comanda am avut din ofertele pentru reprezentanți acest set Attraction Sensation pentru ea, format din mini apa de parfum la 10 ml, apa de parfum la 50 de ml și loțiunea de corp la 150 de ml a fost 60 de lei. Am primit și o mostră a noului parfum Incandescence Enjoy, care arată cam așa. Sper că se vede. Și așa arată parfumul. Pe comandă am avut un set de brățări numit Cora. Nu știu exact cât a fost. Sper că se văd, nu pot să le desfac pentru că sunt pe comandă. Am aici ofertele pentru reprezentanți, My Avon Magazine și nu înțeleg de ce nu focalizează. Așa, eu mi-am recumpărat 3 mostre din acestea ale măștii de față de la A New Pollution. V-am vorbit în Empties despre ele și v-am spus că îmi place destul de mult. Pe comandă am avut această apă de toaletă, Soft Mask de Lis, flori de șocolat, o am și eu și miroase foarte bine. A fost la ofertă la 23 de lei, parcă. Pe comandă am avut un gel din acesta de duș, de la Encanto Fascinating, la 200 de ml. A fost la ofertă la 8 lei, când de obicei în catalog este 20 de lei. Și mi-am luat și eu unul, pentru că am zis că trebuie să profit de oferta asta, este un preț foarte bun. Tot pe comandă am avut și acest spuman de baie cu bubblegum la 500 de ml. A fost și acesta la ofertă, dacă nu mă înșel, la 8 lei. Sau 9, ceva de genul. Tot pe comandă am și această apă micelară la 400 de ml. Tot la ofertă a fost parcă 13 lei. Eu mi-am recumpărat serul acesta de păr de la Advanced Techniques cu argan. Mi se termină uleiul de păr și am zis să îl recumpăr. Tot pe acesta îl folosesc și acum. Tot pe comandă am avut și acest aparat de ras cu două rezerve. A fost 17 lei. Am înțeles că este destul de bun și aș vrea și eu să-l încerc cândva, dar nu știu când. Tot pe comandă am avut un tuș din gama Super Definition în nuanța Black. Eu am cumpărat acest balsam de păr din gama Kiehl la 400 de ml pentru a-l face cadou. A fost la ofertă și acesta la 8 lei. Mie îmi place super mult, dar nu l-am recumpărat pentru că am destul de multe produse pentru păr și aș vrea să le termin. Tot pe comandă am și acest persif pentru bărbați la 100 de ml. A fost la ofertă la 40 de lei. Tot pe comandă am și acest spray de picioare cu ananas și ceai verde. A fost 10 lei parcă. Tot pe comandă am și acest spray de corp, Aloha Monoi. Eu am cumpărat acest gel de duș Kir Royal la 720 de ml. Este nouă această cantitate, dar aroma se găsește în catalog, care din păcate a curs, doar că l-am șters și mi-am urdărit și două cataloage, astfel că le-am scos. Am comandat un set de 5 cataloage și unul de la ei, însă două s-au murdărit și în cutie mai am doar 4. Și ultimele două produse pe care le mai am în cutie sunt două produse de la PowerStay pe care le-am primit în cadrul campaniei Bastor, pentru că m-am înscris de ceva campanii și în sfârșit m-au selectat. Și avem două produse, după cum v-am spus, și le luăm pe rând. Și avem aici un fard tip stick, care este nuanța Mocha Brew, un maro super închis. Da, i-am rupt și cutia pentru că de ce nu? Și arată super, super bine. Cam așa arată. Wow, este super cremos. Abia aștept să-l folosesc. Este cam închis, dar o să-l folosesc.
să văd cum se comportă. Și al doilea produs este acest rimel, mascara, în nuanța Black is Black, care arată cam așa. Îmi plac super mult ambalajele din gama asta. Și are piruța cam așa. Și abia aștept să-l folosesc și pe acesta. O să revin cu un nou videoclip, dacă îmi permite timpul. Dacă nu, o să postez pe Instagram, așa că nu uitați să mă urmăriți acolo. O să aveți un link în descriere. Mă bucur foarte mult că le-am primit și abia aștept să le folosesc. Cam aceasta a fost comanda mea. Sper că v-a plăcut, iar noi ne revedem cu un nou clip cât de curând. V-am pupat! Pa, pa!